Pe adresa redacției, consilierul local Nicolae Iuga a trimis un e-mail prin care face următoarele precizări. În acea seară eram într-un local din oraș, ieșind afară pentru a pleca acasă cu un taxi, am fost abordat de către doi indivizi dubioși pe care nu îi cunosc, care au început să mă amenințe cu acte de violență ca urmare a unor articole publicate recent în presă. În plus, aceștia mi-au spus că îmi vor vandaliza și mașina. M-am speriat, nu am replicat nimic celor doi pentru că nu am vrut ca situația să se agraveze. Plecând de lângă ei, am observat că la mașină aveam un ștergător de parbriz forțat și ridicat, iar oglinda retrovizoare dreapta era întoarsă invers, probabil s-a încercat ruperea ei. Am scris unui prieten să vină de urgență să-mi ducă mașina acasă, acesta a zis că va ajunge în aproximativ 15 minute. Primind amenințări în continuare de la cele două persoane necunoscute, m-am speriat și am urcat la volan cu gândul de a plecat de acolo și de a muta autoturismul pentru a nu fi deteriorat de către cei doi indivizi. Am plecat și am condus mașina pentru o distanță de câteva sute de metri și am oprit în apropierea poliției municipiului Sighetul Marmației, în ideea că dacă cei doi mă vor urmări cu o mașină, să pot să cer ajutor poliției, sediul acestora fiind la aproximativ 30 de metri de locul în care am oprit. I-am scris prietenului să vină după mașină pe strada Mihai Viteazu. În mai puțin de un minut a sosit un echipaj de la rutieră, eu fiind deja în staționare, verificând dacă sunt ceva avarii la mașină, polițiștii m-au întrebat dacă eu am condus mașina și le-am răspuns că da, după care le-am explicat ce s-a întâmplat, după ce le-am relatat cele petrecute și le-am înmânat actele, mi s-a cerut să suflu un etilotest, ceea ce am și făcut, testul ieșind pozitiv, ca urmare a faptului că am consumat în cursul serii două pahare de vin, am cerut să fiu dus la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge și ulterior am fost să dau declarații la poliție, declarații în care am specificat împrejurările care m-au determinat să conduc autoturismul în acea seară. Am fost într-o situație pe care nu o doresc nimănui. În trecut am fost oprit de mai multe ori în trafic, am suflat în etilotest cu mai multe ocazii și întotdeauna rezultatul a fost zero. Nu am consumat niciodată alcool la volan, nu am avut niciodată permisul de conducere suspendat pentru consum de alcool sau orice alt motiv. Am o experiență în condus de peste 1,5 milioane de kilometri în cei 20 de ani de experiență fără nici niciun eveniment rutier, se arată în e-mailul trimis TV Sighet de către Nicolae Iuga.